Salutare, dragilor! Haideți să vă arăt cel mai bun orz din România. Esu Elen, marca Saten Union. Câteva cadre cu acest soi de orz extraordinar, extra timpuriu, extra productiv, extra sănătos. 20 aprilie, arată senzațional. Senzațional. Țineți minte Esu Elen, marca Saten Union. Portofoliul de orz este extraordinar în acest an. Arată senzație toată platforma de la Drajna. Vă așteptăm la sfârșitul lunii mai să ne cunoaștem, să ne reîntâlnim și să descoperim împreună toate produsele Saten. În imagini mergem încet pe soiurile de orz. Acesta este Esu Lauriel, dar vreau să vă arăt un soi de orz puțin mai tardiv ca Esu Elen, dar aceeași genetică, aceeași potențial de producție extraordinar. Iacubus. Acesta este Iacubus. Un soi de orz care vine cu un potențial mai mare. Un potențial mai mare de producție decât Esu Elen, dar vine să completeze tehnologia din fermă. Avem aici 3 parcele cu diferite densități. Nu le știu pe de rost și nici nu mi le-am notat. Dar vom vedea care densitate va câștiga la sfârșit. Deci am avut o parcelă, aceasta este a doua parcelă și ultima parcelă tot cu Iacubus, care se prezintă extraordinar. Veți observa că avem puțin limbul foliar mâncat de prietenul nostru Tanimecus dilaticolis. Urmează să-i aplicăm un tratament, dar nu ne facem griji prea mari, pentru că nu face daune foarte mari. Acesta a fost portofoliul de orz, marca Saten. În dreapta mea urmează să răsară cultura de floarea soarelui și porumb. Floarea soarelui este puțin mai în față. Porumbul acum iese. Azi vom face un tratament pentru Tanimecus, vom aplica Lambda Cihalotrin, pentru că deja este la păscut, cum îmi place mie să-i spun, și ne retează plantele în curs de răsărire. Așadar, dacă aveți sămânța netratată, aplicați un tratament de corecție, un piretroid, ce găsiți dumneavoastră la distribuitorii autorizați, și intrați pe teren pentru corecție. Așa e la mine porumbul acum. Și așteptăm să vină vremea caldă. Cred că m-am grăbit puțin cu semănatul, trebuia să mai aștept puțin pentru că totuși a fost foarte frig. Am intrat în colecția de grâuri. Avem în imagine Felix, un timpuriu marca Saten Union. Este unul dintre soiurile mele preferate, Felix. Catarina, potențial de producție extraordinar. În Tellerman impresionează fermierii an de an. Opa. Și un soi de grâu foarte nou, foarte productiv, foarte, foarte sănătos, Papillon. Sper că am pronunțat corect. Centurion, toată lumea îl cunoaște, la fel. Un soi de grâu foarte sănătos, foarte productiv și foarte pretabil pentru fermierii din România. În imagine avem celebrul Ticataca. Este soiul de grâu care cred eu că are potențial de producție atât de ridicat încât poate depăși hibrizii de grâu. Țineți minte Ticataca, cu o toleranță foarte mare la temperaturile scăzute din timpul iernii și cu un spic impresionant. Trublion. Aici este o urmă de tractor. Aspect. Foarte mulți fermieri sunt cultivatori de aspect în România pentru că este productiv și aspectuos. Un soi dedicat performanței și calității pentru extra indici de panificație, Genius. Țineți minte soiul de grâu Genius pentru extra indici de panificație.
Acesta este Joker. Și aici am iar extraordinar, acolo e armata americană, cred. Aici am iar o bordură cu papion. Am făcut un test cu densitate scăzută. Soiul de grup papion. Aici se observă foarte bine cum a atacat animecul. Uitați limbul foliar. M-a avut un atac masiv. Avem și un microtus, un șoricel aici. Atenție mare la dăunători în câmp. Aici avem o colecție, câteva soiuri de grâu, durum și spelta. Acesta este grâu spelta. Tot spelta. Și bilbuche. Bilbuche într-adevăr a avut o vigoare foarte, foarte mare. Și aici am și pe Tanimecus, dacă se poate observa. Nu face probleme mari în cultura de cereale păioase, dar este un mediu propice de dezvoltare, trebuie să-l combatem. Îl combatem prin aplicarea de insecticide de contact. Că vorbim de Faster, că vorbim de Karate Zeon, că vorbim de un Lambda Cihalotrin de la Nufarm, trebuie să intervenim pe vreme însorită. Eu voi aplica tratament, cred, m-am hotărât, și cu un sistemic, cu un Ospilan sau cu un Apis, de la Sumiagro și de la Invigo. Aici încep triticalele. Tadeus. Și aici am